tragic. Trei misionari, inclusiv un cuplu căsătorit, au fost uciși. Davy a intrat și s-a baricadat în casa mea personală cu soția lui și directorul misiunii, Jude Montis. Banda a tras în casă până au spart ușa și au împușcat și le-au dat foc lui Davy și lui Jude. Trei misionari, inclusiv un cuplu căsătorit din Statele Unite, au fost uciși în capitala Haitiului, Port au Price, joi seară. Davy și Natalie Lloyd au fost atacați de bande în acea seară și amândoi au fost uciși, a spus tatălui Natalie, reprezentantul statului Missouri, Ben Baker, într-o postare pe Facebook. Au plecat împreună în rai. Vă rog să vă rugați pentru familia mea. Avem nevoie disperată de putere. Și vă rog să vă rugați și pentru familia Lloyd. Directorul misiunii, Jude Montis, de 45 de ani, a fost și el ucis. Toți trei lucrau pentru o Mission of Haiti, o organizație condusă de părinții lui, David Lloyd, de mai bine de două decenii. David Lloyd, de 23 de ani, avea o dragoste pentru Haiti, a spus tatăl său, David Lloyd. Prima lui limbă a fost creolă. Ne spunea când era mic că într-o zi va fi misionar în Haiti. El și Natalie, de 21 de ani, au fost prinși într-o ambuscadă când plecau de la biserică în Port-au-Prince, seară. Devi a fost dus acasă, legat și bătut. Banda a luat camioanele noastre, a încărcat tot ce voiau și au plecat. A spus într-o postare pe pagina de Facebook. Trei ore mai târziu, organizația a postat că cei trei misionari au fost împușcați și uciși de bandă în jurul orei nouă seara. Suntem cu toți devastați. Becker și-a amintit de cuplu ca fiind oameni care puneau pe alții înaintea lor, spunând vineri seară că le admirau curajul. Nu cred că puteți găsi un exemplu mai bun de oameni care aveau cu adevărat o dragoste profundă pentru poporul haitian și aveau o viziune de a-i ajuta în orice mod posibil, având un impact mare în rândul diferitelor misiuni în care erau implicați. David Lloyd a spus că era la telefon cu fiul său în timpul atacurilor. Misiunea și biserica de vis-a-vis -vis au doi gardieni, dar când tânărul de 23 de ani a ieșit din biserică în jurul orei 18, trei camioane pline cu bărbați înarmați i-au înconjurat imediat, a spus el. Bărbații înarmați l-au turat pe Davy în casă, le-au legat și au început să jefuiască complexul, conform spuselor tatălui său, care a spus că în complex erau copii de la orfelinat. După ce banda a plecat cu Prada, Davy și-a sunat tatăl. Era rănit și speriat. Îmi cerea să găsesc pe cineva să vină să-l ajute și am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit să găsesc pe nimeni, a spus David Lloyd. Apoi au sosit mai mulți bărbați în armață, a spus el. Mi-a spus, trebuie să cobor, se întâmplă ceva, trebuie să văd ce este. Acesta a fost practic ultimul nostru apel. În acel moment, cineva a împușcat unul dintre membrii noi ai bandei, declanșând o reacție violentă. Davy a intrat și s-a baricadat în casa mea personală cu soția lui și directorul misiunii. Banda a tras în casă până au spart ușa și i-au împușcat. Le-a dat foc lui Davy și lui Jude. Serviciul de ambulanță a confirmat că trupul lui Davy Lloyd a fost găsit ars la fața locului. Această tragedie zguduitoare evidențiază sacrificiul și riscurile pe care misionarii și le asumă în eforturile lor de a ajuta pe alții. Davy și Natalie Lloyd, împreună cu Jude Montis, vor rămâne în amintirea celor care i-au cunoscut, iar dragostea lor pentru poporul haitian va continua să inspire și să influențeze profund viețile multora. Să ne rugăm pentru familiile acestor misionari ca Dumnezeu să le mângâie inimile și să le ofere putere. Relatează știri.cristiboariu.com Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro